Salutare și bine ai venit! Ce înseamnă să aduci mașini la comandă și ce înțeleg românii prin adusul mașinilor la comandă? De asemenea, vom discuta și despre ce țepe se pot lua, prețurile practicate și ce recomand ca să nu fii păcălit. Sunt trei metode prin care se pot aduce mașini la comandă. Prima metodă este prin intermediul unei rude, prieteni, cunoștințe. Ai găsit mașina care ți-o dorești, dai un telefon, spui să-ți rezerve mașina, te duci și o iei sau îl rogi să vină el cu ea să-ți o aducă. În acest caz, poți să iei uneori țepe colosale de la prietenii tăi cei mai buni sau chiar de la rude și în acest caz este valabilă expresia la ce prieteni am, nu am nevoie de dușmani. Aceste țepe se pot da foarte ușor datorită gradului ridicat de încredere pe care îl ai în cunoștința ta, bazându-te 100% pe corectitudinea acestuia. Au fost cazuri de oameni ce au fost păcăliți chiar de prietenii și rudele lor atunci când și-au cumpărat mașini din străinătate. Țepele date de rude, prieteni, sunt de două tipuri. Cele în care ia banii și nu mai aduce nicio mașină, spune că îți aduc mâine, poi mâine și te duce cu vorba până nu mai aduce nicio mașină. Al doilea tip de țeapă pe care poți să te dea este că nu-ți aduc mașina pe care ți-au arătat-o în poze. Dacă tu deja ai dat un avans pentru acea mașină să ți-o aducă și nu mai este mașina pe care ți-o dorești, ești obligat cumva să ții mașina că el nu-ți mai returnează bani. Dacă îți aduce cu tot o altă mașină decât cea arătată în poze, ai decât două variante. Prima variantă este să iei mașina care ți-o aduce chiar dacă nu-ți convine, deoarece deja ai plătit un avans și nu mai poți să mai recuperezi banii de la el. Iar a doua metodă este să nu iei mașina și să încerci să te judeci cu el, să recuperezi banii sau să încerci orice altă metodă prin care ai recupera prejudiciul adus. A doua metodă prin care poți să aduci mașina la comandă este să apelezi la un particular ce are o autoplatformă să-ți aducă mașina care ți-o dorești. În acest caz trebuie să faci un contract cu el clar, bine stabilit, cu reguli și pentru tine și pentru el, ca să nu fie nimeni păcălit, cumva să-ți iei niște măsuri de prevenție că nu vei lua țeapă. Recomandat este să te deplasezi împreună cu el, în acest fel minimizezi riscurile de a fi păcălit. Cum faci cu banii? Să fie plătiți banii pentru mașină. Ideal este să-i plătești decât banii pe transport și banii pe mașină să-i transferi direct în contul vânzătorului atunci când ajunge în afara țării. Contractul de vânzare-cumpărare se poate face printr-un birou de acte auto online cu filmare, sunet, înregistrare, în acest fel putând avea și o probă în justiție în caz de fraudă. Între tine și vânzător, iar transportatorul tău care îți aduce mașina nu are absolut niciun amestec. El doar se duce la biroul de acte auto, încheie tranzacția în locul tău, tu dându-i o procură prin care poate să ia mașina în numele tău. Este un procedeu mai rar folosit în România, dar în afara țării este mult mai des folosit. A doua metodă este să dai toți banii lui pe mașină, dar este foarte riscant că poate să îți aducă altă mașină decât cea pe care ți-a arătat un anunț, sau să ia banii și să nu-ți mai aducă nicio mașină. La partea cu particularii, cea mai mare problemă este gradul de încredere pe care tu îl ai în acel om sau acel om îl are în tine. Foarte puțin vor risca să bage bani din buzunarul lor, să cumpere mașina la prețul întreg, să-ți aducă ție mașina în țară doar cu un adaos cât ar costa transportul. Riscul lor este că dacă nu-ți mai place mașina pe care o-ți aduc, ei au rămas cu banii dați pe mașină și cu pagubă, iar riscul tău este că dacă ei nu-ți aduc mașina care este în poză, tu plătind deja avans, ești cumva obligat să iei mașina să nu pierzi banii. Alt procedeu prin care se pot aduce mașini la comandă este prin intermediul firmelor ce îți promit că îți aduc mașini verificate, testate. Și în acest caz poți să ții țeapă foarte ușor, pentru că ei poate să-ți aducă alte mașini decât care este prezentată în poze sau să-ți umfle foarte mult factura de transport. Să aduci mașini în țară care sunt testate, verificate și analizate din bară în bară este aproape imposibil, pentru că ele au prețuri mari și niciodată nu vor putea fi vândute cu profit în România. Să presupunem că o mașină are valoare de piață 7.000 de euro. Acea firmă, dacă îți aduce o mașină verificată, cu kilometri foarte puțini, nelovită, fără nicio problemă, nu poate să ți-o vândă sub prețul de sub 9.000 de euro niciodată, pentru că minim 1.000 de euro îl costă transportul. Având acte și firmă, trebuie să își deducă cheltuielile de transport, să plătească taxe, impozite, salariați și nu își permite să îți dea mașină la un profit mai mic de 1.000 de euro. Sunt anumite firme auto de import ce aduc mașini în afara țării în care specifică clar că dacă nu câștigă 2.000 de euro la mașină sau minim 5% sau 6% din valoarea mașinii, nu se încurcă să te aducă mașina. Ai puțină răbdare să spunem și ce prețuri sunt practicate pentru transportul în țară sau în afara țării pe kilometru
cu platformele. În țară, costul de transport este de 1,52 lei pe kilometru, uneori chiar și mai mare. Dar sub aceste prețuri sunt șanse extrem de mici ca să găsești pe cineva serios. Dacă cineva practică prețuri mai mici decât acestea, cu siguranță nu are firmă sau nu are toate actele în regulă. În cazul transportului auto din afara țării, prețul pe kilometru este între 0,3 euro până la 1 euro pe kilometru. Se va calcula distanța de la locația unde este mașina până acasă la tine. Se mulțește cu numărul de kilometri și faci foarte simplu socoteala. Cum pot să te ajut și ce îți recomand să faci? Prima dată trebuie să iei în considerare o mașină din România dacă găsești o ofertă foarte bună. De multe ori am găsit oferte foarte bune chiar în România pentru mulți clienți. Însă dacă nu-ți găsești în România să aduci din străinătate, trebuie să fii atent la câteva lucruri. În prezent, datorită pandemiei de COVID și restricțiilor din mai multe țări europene, foarte mulți se mai feresc să-și mai aducă mașini din afara țării. Prima dată poți să spui bugetul tău cât ai pentru o mașină alocat, o să încercăm să găsim în țară o variantă de mașină care se potrivește nevoilor tale. În ambele variante, țară sau străinătate, te pot ajuta, dar singura chestie este că trebuie să ai puțin atenție și răbdare. Mașini foarte bune nu se pot găsi oriunde, oricând și bătând din palme. Aproape oricare om care își vinde mașina tinde să mintă în anunțurile de vânzare față de cum se prezintă mașina în realitate. Fiind implicat în procesul ăsta de tranzacționare, cumpărare, căutare, verificare, prețul mașinilor nu reflectă întotdeauna calitatea lor. Pot să fie mașini la prețuri foarte mari, să fie epave, sau la prețuri foarte mici, să fie foarte bune. Elemente precum culoarea unei mașini poate să facă diferența între un preț mic și preț mare. Am întâlnit cazuri în care mașini aveau culorile terse, decolorate sau niște culori stridente, țipătoare, fapt ce le atrăgea mai puțin clienți. Unul dintre exemple îl putem da. Cine ar cumpăra vreodată vreun BMW sau Mercedes roz sau portocaliu cu fluturi pe el? Însă dacă acea mașină este neagră sau negru mat, o altă culoare, are șanse mult mai mari de vânzare și un preț mult mai bun. Costul se poate stabili doar după stabilirea locației, unde este mașina, ce vrei să o vezi, apoi se poate face o estimare de cost. Ideal este să se adune 7, 8, 10 mașini din aceeași locație, aceeași țară, în acest fel poți să ai niște costuri de deplasare foarte mici pentru că închiriezi un trailer auto, un camion, plătești șoferul și îți cumperi exact ce mașină dorești. În cazul transportului de mașini, este un lucru care nu este foarte corect, dar se practică la scară largă. O să plătești un tarif mai mare pentru SUV-uri cu 200-300 de euro în plus față de un turism normal. Motivul pentru care sunt taxate mai mult SUV-urile este că sunt ceva mai grele și mai mari, dar nu este întotdeauna adevărat. Ca exemplu, BMW X3 nu este mai greu decât seria 5 sau seria 7. Deci ce motiv ai avea ca să dai 200-300 de euro în plus, mașina fiind de greutate chiar mai mică? Pentru orice alte întrebări, nelămuriri, mă poți contacta pe site-ul autoverificate.ro, acolo ai datele de contact personale. În acest clip am făcut doar un sumar preview la ce înseamnă să aduci mașini la comandă, ca să știi la ce să te aștepți. Îți mulțumesc pentru vizionare, dă un like, subscribe și nu uita să apeși pe clopoțel să vezi și alte clipuri ce le voi posta. Sănătate maximă și drumuri bune!